În cadrul acestei conferințe vom încerca să punem în discuție o serie de clauze, o serie de argumentări, o serie de contracte atipice care permit angajatorilor și salariaților să-și desfășoare activitatea și să-și organizeze activitatea mult mai flexibil față de situațiile prevăzute în mod expres de codul muncii. Se știe și față de situația de starea de urgență care a fost instituită pe teritoriul României că telemunca asigură o flexibilitate a relațiilor de muncă în sensul că salariatul are posibilitatea de a desfășura activitatea de la domiciliul său. Însă, așa cum am arătat încă din ediția a doua codului comentat de anul trecut, din 2019, trebuie să privim cu seriozitate și să acceptăm necesitatea și altor tipuri de contracte individuale de muncă care permit angajatorului de a-și organiza activitatea. În acest sens, voi pune în discuție și voi solicita să continua aceste discuții cu privire la noi forme de muncă, noi tipuri de contracte individuale de muncă updatate noilor realități. Voi încerca și vom încerca să facem trimitere la tipurile de contract de muncă on-call care permit angajatorului să beneficieze de munca salariaților atunci când este efectiv nevoie de această muncă. De asemenea, vom pune în discuție contractele de muncă de tip job sharing, care permite unui angajator pe un singur post să angajeze două sau mai multe persoane în vederea desfășurării unor activități care sunt interdependente. Și în ultimul rând vom avea în vedere un nou tip de adaptare a contractelor individuale de muncă care se află în vigoare în Germania de prin 1900 și care în ultimii ani și-a dovedit eficiența într-un an de zile, acum 2 ani de zile, pe aceste tipuri de contracte de muncă au fost salvate aproximativ 500.000 de locuri de muncă. Mă refer în special la timpul de lucru scurt, adică o adaptare prealabilă a contractelor individuale de muncă, short time working, cum este cunoscut, prin contractele colective de muncă se pot stabili condițiile, activitățile care pot suferi modificări. Toate aceste tipuri care până de curând le-am privit ca fiind atipice, trebuie să privim ca fiind alternative la modul de organizare a muncii, alternative care trebuie puse în discuția atât a autorităților, dar mai ales a partenerilor sociali, a sindicatelor, care trebuie să aibă în vedere că principala protecție pe care o pot oferi salariaților este aceea de a se asigura că sunt menținute locurile de muncă ale salariaților, pentru că un loc de muncă poate să asigure o protecție reală, efectivă și pe termen lung. Flexibilizarea relațiilor de muncă nu este o noțiune la modă care a venit, așa cum discutăm de digitalizare, acum în acest context. Flexibilizarea relațiilor de muncă, flexicuritatea salariaților sunt necesități actuale. Pentru că odată lucrând cu tehnologiile, cu tehnica de comunicare și de transmitere a informației, nu mai sunt necesare atâtea alte activități. Procesarea informațiilor se realizează mult mai rapid, iar angajatorul nu mai are nevoie de atât de multe persoane pentru a-și desfășura activitatea, ci, uzitând de noțiunile actuale, telemuncă pe de-o parte, contractul de job sharing și toate celelalte, uzitând de aceste elemente, contractul cu timp parțial, le poate combina fără să se aducă atingere intereselor salariaților. Pentru că această rigiditate este pornită din, în primul rând, necunoașterea de către instituțiile statului, a inspectorilor ITM, a realităților cu care se confruntă fiecare angajator și vor să vadă contractul acela tip.
Acestea sunt, discuțiile acestea sunt niște semnale. A combina mai multe instituții, așa cum am făcut referire mai devreme, în cadrul unui contract individual de muncă, a dezvolta anumite aspecte privind modul în care se desfășoară activitatea, privind timpul în care se desfășoară activitatea, privind locul de unde se desfășoară activitatea, în cadrul unui contract individual de muncă, nu se aduce atingere în niciun fel intereselor salariaților. Nu vom pune în discuție o simplă modificare a contractului individual de muncă, ci această temă subsumată conceptului de update work are în vedere o introducere și o acceptare a unor noi noțiuni. Aceste tipuri de contracte sunt la fel de serioase ca orice alte tipuri de contracte. Deci, dacă ele corespund, orice contract care corespunde unei realități economice, orice contract individual de muncă care asigură o funcționalitate optimă a relației dintre angajator și salariat, orice contract individual de muncă care este generator de eficiență pentru angajator, adică reducerea costului forței de muncă și optimizarea cât se poate de mult a profitului. Toate acestea conduc la caracterul serios al contractelor individuale de muncă. Mai mult ca oricând, angajatorii beneficiază de înțelegerea salariaților. Mai mult ca oricând, angajatorii au posibilitatea de a chema și de a se așeza la discuții cu salariații pentru găsirea unor soluții. Mai mult ca oricând, ar trebui să conștientizeze sindicatele, reprezentanții salariaților, că au obligativitatea de a se așeza la masa discuțiilor cu angajatorii. Toate aceste elemente, forța majoră, carantina, izolarea care au afectat și perturbat piața muncii, nu sunt altceva decât fapte, evenimente generatoare pentru a se așeza, pentru a se alimenta acest consensualism necesar readaptării relațiilor de muncă. Pentru că în urma discuțiilor se are în vedere salvarea unui loc de muncă. Salariatul urmărește ca principală protecție a sa menținerea locului de muncă. Angajatorul are în vedere în urma discuțiilor cu salariatul de a-și reorganiza, de a-și flexibiliza relația de muncă cu acesta, care poate să implice inclusiv reducerea costurilor cu forța de muncă. În acest sens voi puncta anumite tipuri de contracte, de moduri în care se pot desfășura activitatea, moduri care își găsesc particular reglementarea în dreptul românesc sau care, cum am spus mai devreme, sintetizând și coroborând mai multe instituții, se poate ajunge la un nou mod de organizare a muncii pe baza consensualismului, pe încheierea unor acte adiționale care să reflecte, pe de o parte, legalitatea derulării raporturilor de muncă și, pe de altă parte, să reflecte noua voință a părților, atât a angajatorului de a-și reduce costurile cu forța de muncă, cât și a salariatului de a-și păstra locul de muncă. Ceea ce privește contractul individual de muncă on-call, am arătat nenumărate rânduri faptul că acesta are o aplicabilitate destul de evidentă în ceea ce privește activitățile, în ceea ce privesc activitățile desfășurate de către medici în cadrul spitalelor, gărzile de la domiciliu. Garda la domiciliu, acest tip de contract de muncă on-call presupune ca salariatul să se afle la dispoziția angajatorului, iar atunci, numai atunci când este absolut necesară prezența și munca efectivă a salariatului, numai în această perioadă salariatul beneficiază de drepturi salariale. Pe de o parte, salariatul beneficiază și poate să se bucure de timpul său așa cum dorește, cât se află la dispoziția angajatorului în garnizoană, de exemplu, pe teritoriul
teritoriul municipiului București, iar în momentul în care își desfășoară activitatea ca urmare a chemării angajatorului, este remunerat corespunzător. Toate celelalte drepturi stabilite prin codul muncii, repausul zilnic, repausul săptămânal, dreptul la un salariu minim garantat și așa mai departe, nimic nu împiedică, ca de exemplu într-un departament IT unde se asigură o mentenanță sau în cadrul activităților de transport și așa mai departe, nimic nu împiedică părțile să organizeze activitatea flexibil. În mod surprinzător, nu se agrează ca în spațiu privat, ca în domeniul privat, acest tip de activitate, contractul individual de muncă on call, să fie însușit de către părți, pentru că, vezi, Doamne, nu se poate asigura de către angajator o transparență cu privire la activitățile desfășurate efectiv de către salariat, că nu se evidențiază timpul de început și timpul de sfârșit. Soluția este oferită chiar de sistemul medical. În momentul în care un medic este chemat să intervină, există o condică de prezență, intervine pe problema medicală apărută în spitalul unde desfășoară activitatea, iar când a finalizat acea activitate, s-a consemnat finalitatea misiunii. Uite, este un mecanism de evidențiere a timpului de lucru prevăzut de modificările actuale prevăzute de codul muncii, care obligă angajatorul de a crea un sistem care să evidențieze ora de început și ora de sfârșit a programului de lucru. Tot în spiritul flexibilității relațiilor de muncă, am adus în discuție și am avut în vedere așa numitul contract de job sharing. Deși pare un contract atipic, încă o dată, la fel ca tipul de contract anterior, el își găsește aplicabilitatea și susținerea în reglementările codului muncii actual. Și pornesc această prezentare a acestui tip de contract individual de muncă sau acestei modalități prin care se poate derula activitatea salariaților cu un exemplu practic. Există o activitate ce presupune muncă de teren. Cea din birou așteaptă să-și termine treaba, cea din persoana, salariatul de pe teren și așa mai departe. Sau un alt exemplu, mentenanța unui server. Există partea de hard, partea de soft și partea de incidente. Angajatorul în momentul de față ar cam trebui, față de faptul că nicio persoană nu poate să aibă absolut toate cunoștințele din acel domeniu, să aibă încadrate trei persoane. Acest tip de contract individual de muncă permite angajatorului de a încadra cu timp parțial mai multe persoane care să-și desfășoare activitatea conform unui scop. În acest fel, se încheie un contract individual de muncă cu fiecare persoană, cu cel care se ocupă de partea de hard, cu cel care se ocupă de partea de soft, cu cel care se ocupă de partea de incidente de securitate, se încheie un angajament astfel încât toate cele trei persoane să fie responsabile solidar pentru scopul pentru care au încheiat contractele individuale de muncă și fiecare persoană va fi remunerată în funcție de intervențiile pe care le au. Achită atât cât s-a muncit pentru el. Pe de o parte, angajatorul poate să facă acest lucru și pe de altă parte, persoana, IT-istul, care poate să intervină, poate să lucreze la foarte mulți alți angajatori, având diligența de a nu interfera și de a nu produce vreun prejudiciu prin suprapunerea activităților. Anticipam la începutul conferinței sistemul german care permite încheierea la nivelul diferitelor industrii, încheierea de contracte colective de muncă prin care să se creeze condițiile
pentru acordarea acestui tip de activitate, de reacție și de implicare a statului. În dreptul german se arată că statul poate compensa 5%, 10%, 20%, 70% din remunerația acordată de către angajator salariaților pe timp de 12 luni. Aceste elemente nu trebuie să ne cramponăm de ele. Aceste elemente sunt lămurite ca urmare a discuțiilor care trebuie să aibă loc între angajator, între sindicate sau federațiile sindicale și guvern. Costurile suportate de către angajatori, de către salariați și de către stat sunt mult mai mici decât costurile pe termen mediu și lung dacă nu s-au în vedere aceste mecanisme de ajutor al statului. Dacă s-a redus activitatea cu 5% sau cu 10%, nu trebuie angajatorul să vină el să suporte acea pierdere. Nu trebuie ca angajatorul să fie în colaps pentru a putea să apeleze la șomaj tehnic. Această flexibilitate permite ca în anumite perioade mai scurte sau mai lungi, de o intensitate sau mai mare sau mai mică, permite intervenția statului pentru acoperirea a 5% din veniturile pe care le obținea, a 10% din veniturile pe care le obținea salariatul, dar care nu le mai obține ca urmare a reducerii activității angajatorului pe o perioadă clar definită.